Cei de la Mitsubishi ne spun că acest automobil consumă sub 2 litri, 0,08 lei moldovenești pentru 100 de kilometri. Din minusuri totuși putem să atenționăm unele. Izolarea fonică, adică gălăgia de la roți, pe lângă asta suspensia un pic cam întărită, pe lângă asta volanul destul de moale. Bună ziua! Domnul, dar ce mod a fost? În pădure și ne-a dat voie să intrăm? Poate produs. Noroc, mafia! Astăzi am îmbrăcat tricoul cu școala auto, adică tricoul nostru de pe site Schumacher, pentru că vreau să învăț să merg astăzi cât mai econom. Poate în genere să nu consum benzină. Pentru că avem astăzi la test o mașină extrem de interesantă, Mitsubishi Outlander PHEV. După cum v-ați dat seama, Outlander PHEV este un SUV de mărime medie și se deosebește de versiunea sa pe benzină doar prin aceste embleme plug-in hybrid EV, ceea ce înseamnă plug-in hybrid electric vehicle. Exteriorul nu este strigător și nu vrea să ne spună că acest automobil este într-adevăr o revoluție în construcția de automobile, deși are foarte multe sisteme interesante despre care noi astăzi o să și vorbim. Și fiindcă am venit în lateralul automobilului, o să vă arătăm aceste jante, care sunt destul de mici pentru așa o caroserie mare. Și cu toate astea, mașina are suspensia un pic cam întărită, adică de nivelările mici, totuși le simți. Cam așa. Haideți să vă arătăm portbagaj. Pentru că anume pe portbagaj foarte multă lume se plânge. Spune că nu este atât de mult spațiu în portbagaj. Și primul lucru care este foarte frumos și foarte interesant este butonașul care ne deschide nou portbagajul. O să ținem plăcuța noastră de matriculare. Ta-da! După cum vedeți, aș vrea să vă spun că, într-adevăr, de fapt, este foarte mult loc. Este foarte mult loc, îți ajunge pentru chiar familia cu 2-3 copii. Apropo, profesorul are 3 copii și aici în cap două căruciu, are în cap foarte multe chestii care trebuie să le iei atunci când trebuie să ieși cu copiii la plimbare. După cum puteți observați, aici am căput toată tehnica noastră și pe lângă asta mai avem un organizer ascuns, unde este încărcătorul mașinii. Avem pentru fast charge și avem pentru priza obișnuită de acasă. Apropo, la fast charge, mașina asta se încarcă în 25 de minute la 80% de baterie. Adică, cât bei o cafea undeva într-o benzinărie unde este fast charge, cu ușurință încarci mașina pentru încă 30 de km. Încă o chestie foarte bună pe care avem în portbagaj este subwooferul, pentru că aici avem muzica de la Rockford for Skate. Mitsubishi de mult lucrează cu ei și într-adevăr este o muzică nu foarte, foarte, foarte bună, dar destul de bună. Îți ajunge până peste cap. Doar că, ca să sune într-adevăr muzica asta foarte bine, ar fi binevenită o izolare fonică. În versiunea Restyle deja este un pic altfel, acolo izolarea fonică este un pic mai bună, dar asta este versiunea de până la Restyle, așa că trebuie să faci o izolare fonică ca să fie totul ok. Mergem mai departe. Și acum aș vrea un pic să vorbim despre motorizare, pentru asta o să deschidem capota ca să putem și să vă arătăm ce se ascunde sub capotă. Și prima chestie de neplăcut pe care o întâmpinăm sub capotă este faptul că nu are pistoane, deși capota este destul de grea. Și anume pentru că este un automobil hibrid, sub capotă ne întâlnește un benzinar de 2 litri cu 4 cilindri în linie care dezvoltă 120 de cai. Pe lângă asta mai avem un motor electric pentru puntea din față care dezvoltă 40 de cai și încă un motor electric pentru puntea din spate care dezvoltă încă 40 de cai. Așa că în total mașina dezvoltă 200 de cai. Și în versiunea de după restyling, motorul a fost înlocuit cu unul de 2,4 litri care dezvoltă, dacă nu mă greșesc, 130 ceva de cai sau 140 de cai. Și motorul din spate electric a fost de asemenea modificat, a fost înlocuit cu altul un pic mai puternic. Cei de la Mitsubishi ne spun că acest automobil consumă sub 2 litri combinat, dar
ca să scoți într-adevăr așa cifre, trebuie să te stredui sau trebuie pur și simplu să cunoști foarte bine cum funcționează tot acest agregat ca să poți într-adevăr să scoți cifre din el. Și vreau să spun că aceste cifre într-adevăr nu sunt ireale, pentru că posesorul a mers deja 14.000 de kilometri cu acest automobil și a cheltuit doar 1.600 de lei moldovenești pentru combustibil. Ceea ce înseamnă că, apropo, dacă noi să împărțim toată treaba asta, dă să vedem cât a consumat el pentru un kilometru sau pentru 100 de kilometri. Așa, 14.000. 0,08 lei moldovenești pentru 100 de kilometri. Ta-da! Aceasta se datorează faptului că actualul posesor, pe lângă faptul că conduce un astfel de automobil care este cât de cât ecologic și econom, și-a instalat acasă panouri solare care vara aprovizionează întreaga casă cu energie electrică. Iarna oferă 25% din energia în total consumată de întreaga casă și de consumul automobilului. Într-adevăr, automobilul ăsta poate fi primul pas spre o Tesla, pentru că infrastructura noastră încă nu este pregătită foarte bine ca să cumpărăm chiar în ziua de azi o Tesla. Dar putem să cumpărăm un hibrid care încetșor putem să-l facem ca să meargă doar ca electric vehicle. Adică dacă această mașină este condusă doar în oraș, ea într-adevăr practic merge doar pe baterie, pentru că acasă ai încărcat-o, ai mers la lucru, ai venit înapoi și nu ai cheltuit absolut deloc benzină. Din cauza asta voi ați putea spune că motorul pe benzină poate să se defecteze din cauza că el stă și nu funcționează. Dar cei de la Mitsubishi au găsit o soluție, și anume 89 de zile tu poți să mergi doar pe electric, dar neapărat în ziua numărul 90 motorul pe benzină o să pornească, cel puțin ca să mai filtreze un pic uleiul. Apropo, când prima oară s-a pornit motorul pe benzină la posesorul actual, el puțin s-a speriat pentru că știa că merge doar pe electric. Acum putem să urcăm în interior ca să vorbim un pic despre dotări și după asta să conducem acest automobil ca să vedem cum se comportă el la traseu. Apropo, interiorul este destul de larg și, din păcate, cu toate că este piele, ea pare vizual pare cam ieftină, în schimb mașina de fapt are 205.000 de km la bord și pielea s-a păstrat extraordinar de bine, așa că să nu vă lăsați amăgiți de faptul că pielea arată un pic ieftin. De fapt este o piele foarte, foarte calitativă, cum s-a dovedit. Și apropo, despre kilometrajul mașinii, despre 205.000. Mașina este din 2013 și are la bord 205.000. Asta numesc eu kilometraj real, nu mașinile care sunt de fapt din anul 2000 și are 180.000 de kilometri la bord și au fost conduse de o băbuță care mergea doar duminica până la biserică și înapoi acasă. Și o să începem anume cu stilul interiorului. Cu toate că el are foarte multe elemente arhaice, de fapt din clasa sa el arată foarte bine. Este unul dintre cele mai reușite. Și o să vorbim nu despre toate butonașele, climă și nevoi, o să vorbim doar despre butoanele care sunt specifice pentru acest model sau pentru automobilele hibrid. Aici avem butonul Eco care îți permite să mergi cu automobilul doar în regim de baterie, adică nu o să consumi absolut deloc benzină. Pe lângă asta mai avem selectorul de viteze care seamănă foarte mult cu cel de la Prius, pentru că și cutia de viteză este pe același principiu ca cutiile de la Prius. Mai avem un buton care ne permite să menținem energia în baterie, pentru că, spre exemplu, vine un deal și o să trebuiască acolo să mergem doar pe baterie ca să facem un consum cât mai interesant, cât mai micuț. Pe lângă asta mai avem un buton care forțează, de fapt, încărcarea bateriilor, adică cuplează motorul pe benzină și astfel se încarcă bateriile. Și mai avem încă un buton care răspunde pentru tracțiunea integrală, pentru blocajul punților față-spate. Sistemul de tracțiune integrală lucrează destul de interesant. Pe puntea din față noi avem motorul pe benzină și motorul electric și pe puntea din spate avem doar un motor electric. Adică atunci când bateriile tale se cheltuie, normal că nu o să poți să faci mare off-road, pentru că pur și simplu puntea din spate nu o să reacționeze, o să ai doar tracțiune pe față. Dar de obicei el încarcă puțin bateriile și pornește iarăși puntea din spate. Și apropo de off-road, mașina se arată nu extraordinar de... Nu se poate să concureze cu un Range Rover sau cu un G-Class. În schimb, pentru utilizarea automobilului în oraș, pentru un off-road așa un pic mai light, mașina o să se arate perfect. Cu toate că pe coloana volanului avem padele, ele de fapt nu au funcția de a schimba viteza. Ele au funcția de a seta regimul de frânare cu motoarele electrice, ca astfel să se încarce bateriile. Adică tu aici setezi cât de tare se frâneze mașina atunci când lași pedala de accelerație. Spre exemplu, în oraș poți să-l setezi așa ca practic să nu te folosești de frână. Și astfel
se reduce foarte mult uzura plăcuțelor și discurilor de frână. Spre exemplu, mașina asta are deja 205.000 și plăcuțele și discurile de frână încă sunt originale. Haideți să mergem un pic și pe bancheta din spate, pentru că aici într-adevăr avem ce să vorbim și pe bancheta din spate. Așa. După cum v-am spus, acest automobil poate fi folosit cu ușurință de o familie chiar cu 2-3 copii. Și încă ceva, la drum lung el este destul de comod, cu toate că la drum lung tu nu o să ai economie pentru care ai cumpărat acest automobil. La drum lung el o să fie mai econom, cred că cu vreo 10%, 15% maxim, în față de același automobil pe versiune pe benzină. Titierile aici au fost schimbate cu unele cu ecrane în ele și apropo și cu aparate de joc, pur și simplu ca să fie copiii ținuți ocupați în timpul drumului și să nu te deranjezi, cred că, de la volan. Taxi. Deci din ce vreau. Chiar că nu-ți poate, înțelegi? Deși nu-ți poate, explică-mi. Și ce producție? Și fel de producție și aici? Chiar că materiale, un altă. Și ce facem noi cu materiale? Ți furăm materialul și facem. Și despre ce vorbeam noi? N-a, despre tetiere. Tetierele au fost schimbate pentru ca să poți să menții copiii ocupați în timpul condusului și să nu te deranjeze, să nu te distragă de la volan. Așa că haideți să vorbim totuși despre loc. Locul este de ajuns chiar și pentru chestia asta pentru care am spus domnului că în pădure nu o fac. Pot să o fac direct aici în mașină. Și apropo, datorită iarăși faptului că e piele, ușor se șterge și e tot ok. Din păcate aici nu avem gurile de ventilare. Asta o să fie un mic problemă pentru cei care de fapt o să meargă în spate. Dar ceea ce am uitat să spun atunci când am deschis portbagajul este faptul că aceste scaune de fapt se rabatează și ușor transform portbagajul într-unul încă mai mare și apropo cu podeaua dreaptă, ceea ce e foarte bun pentru o mașină de familie. Haideți acum să o conducem și să vedem cum se comportă mașina asta la drum. Această aripă este reglabilă, adică... Rând o să vorbim despre capacitățile automobilului pentru off-road, cu toate că, după cum am spus, acesta este un SUV mai mult pentru oraș, nu este nici de cum pentru off-road, dar totuși el se arată destul de bine și acolo. În primul rând, are blocajul punților, după cum v-am spus, și într-al doilea rând, treci foarte ușor chiar dacă îl pui și pe diagonal, doar că aici este un life hack. Spre exemplu, uitați-vă, noi ne-am oprit acum și roțile vor să înrotească pe loc. În cazul ăsta, pur și simplu, este necesar să deconectați traction control-ul și automat automobilul face minuni, cu toate că nu este pentru off-road. Voilà! Foarte simplu, suntem deja sus. Cu toate că noi, de când filmăm astăzi, au trecut deja 2 ore plus, dar motorul pe benzină abia acum s-a pornit și s-a pornit doar ca noi să trecem de ieșirea asta pe traseu. Și acum s-a deconectat din nou și din nou mergem pe baterii. Perfect. După cum am spus, într-adevăr, cu mașina asta poți să faci economii dacă știi concret cum să o utilizezi. Eu, spre exemplu, deja am idei cum să merg mai econom cu dânsa pentru că am condus foarte mult timp Priusul. Așa că știi când trebuie să accelerezi mai slab, știi când, când poți să accelerezi un pic mai tare, astfel încât să nu irosești în zadar bateriile, dar să le irosești doar atunci când îți trebuie. După ce am setat din nou camerele, vreau să vorbim mai departe despre izolarea fonică. Geamurile aici sunt un pic mai groase, așa că cei de la Mitsubishi spun că am trebuit să avem o izolare fonică destul de bună. Se aude doar zgomotul de la roți, dar la a doua generație de PHEV deja este izolarea fonică mult mai bună. Aici, spre exemplu, eu aș vedea asta unicul tuning care se poate de făcut la acest model. Pur și simplu îl izolezi fonic și atunci îl ți-aduci ție plăcere totală. Volanul este destul de mare, destul de neinformativ și mai ales că automobilul este destul de înalt. Dar la versiunea restyling chestia asta a fost un pic modificată și acolo volanul se simte deja mai înțepat. De asemenea, cei de la Mitsubishi spun că la versiunea restyling au refăcut total suspensia, dar este aceeași suspensie ca și aici, fizic, adică în față este McPherson, în spate este Multilink și nu cred că sunt mari diferențe față de asta, dar după cum v-am spus, nici ăsta nu are o suspensie critică.
este pentru automobilul ăsta destul de bun, adică este puțin mai întărită decât alții din clasa asta, dar asta este din cauza că automobilul este mult mai greu față de altele, pentru că aici avem amplasate bateriile în podea. Spre exemplu, este mai greu cu 300 și un pic de kilograme față de versiunea pe benzină. Și tot din cauza asta, la acest model, bancheta din spate este ridicată cu 4,5 cm, ceea ce la drum lung este destul de comod. La versiunea restyling deja scaunul este dat, bancheta este dată înapoi, este coborât înapoi cum ca la versiunea pe benzină. Și acolo un pic stai cu genunchii după urechi, știi? Încă un moment destul de interesant pe care noi l-am observat imediat ce am urcat la volan este faptul că nu simți viteza. Noi acum avem 90 de km la oră avem și practic, după feeling, parcă merg cu 50 de km la oră. Real, sincer. Nu simți viteza absolut deloc. Ceea ce iarăși o face o mașină foarte comodă la drum lung, cu toate că ea preferabil trebuie să fie utilizată doar în oraș, pentru că atunci într-adevăr o să faci economie. Dar pentru drum lung este confortabil și asta este foarte bine. Așa că dacă cândva v-ați gândit să luați un hibrid și vă permiteți după bani așa model, cu inima deschisă vă-l recomand și pe ăsta și restyling-ul. Clar că mai bine un restyling, dar dacă aveți bani de prima versiune, de PHEV1, atunci asta, pentru că este într-adevăr un automobil foarte bine și el te impune un pic să conduci altfel. Adică începi să economisești, începi să mergi. Știți, este o teorie despre toți conducătorii de Prius că ei merg ca legumele doar ca să se laude atunci când se întâlnesc la benzinării, să se laude cu consumul. La mine mașina a consumat 4,1 litri la 100, la mine 3,7, și toți wow. Pentru că și asta e punctul lor maximal de plăcere. Exact așa o simți și când o să mergi pe acest automobil, dacă o să-l folosești de familie zi de zi. Adică o să vrei, asta o să devii pentru tine un scop, să cât mai mult să economisești. Și asta de fapt este un scop destul de bun. Tot normal, bucata asta n-a s-o pupa, le-am. Răspunde la telefon. Da. Și asta este o chestie absolut normală, așa că eu tot vă încurajez să economisiți cât mai mult și unde puteți. Asta într-adevăr este o treabă foarte bună când ajungi la sfârșitul lunii și îți dai seama că ai mai mulți bani în portofel decât planificai sau decât ai avut luna trecută. Ca să puteți să economisiți cât mai mult cu așa automobil, vreau să vă mai spun un life hack. El folosește motorul cu ardere interne atunci când tu pornești încălzire pe timp de iarnă. Dar și aici este o ieșire din situație. În primul rând, îl leși în priză ca să se încarci noaptea. Îl setez la o oră anumită ca el să pornească și să încălzească habitaclul, pentru că atunci când este conectat la sursa de energie electrică, el folosește energia electrică pentru a încălzi interiorul, nu folosește motorul pe benzină. Adică automat tu poți să-ți pregătești interiorul până a urca la volan dimineața, mașina deja este caldă. Și după asta nu folosești încălzirea, dar folosești încălzirea scaunilor. Dacă vă întrebați cum anume se setați treaba asta ca mașina să se încălzească automat dimineața, foarte simplu, mașina asta este dotată cu Wi-Fi. Vă dați seama, asta este un router pe roți. Și este și un punct negativ aici, pentru că poți să o controlezi doar când ești în apropierea automobilului. Dar posesorul actual al automobilului este extrem de ingenios și mi-a plăcut foarte tare ce hotărâre a găsit el. El a montat un Android vechi și ieftin, un telefon pe Android vechi și ieftin în automobil și prin TeamViewer poți fi măcar la capătul pământului când vrei să pornești încălzirea, adică controlezi mașina de la distanță. Perfect, pur și simplu nota 10 pentru așa ceva. Dar totuși nu este într-atât de rost toată situația, așa că unde sunt plusuri sunt neapărat și minusuri. Sistemul multimedia arată în așa fel încât ai senzația că este o tabletă pe Android din 2012. Într-adevăr, este, da, direcția gândirii lor este corectă, dar încă nu este ajuns acolo unde trebuie. Trebuie să mai lucrez un pic la asta. Pe lângă asta, după cum v-am mai spus, suspensia este destul de tărint pentru așa automobil, ca și orice alt automobil, are unele minusuri, unele plusuri. Despre baterie. Mașina asta are 205.000 de km la bord și sănătatea bateriei este de 61%. Adică deja este timpul să o schimbăm. Unde să o schimbăm? La noi, din păcate, nu se știe. Chestia asta o poți face și singur, dacă nu te temi să nu fii electrocutat. Totuși nu vă recomand voi să vă băgați în ele, pentru că asta e foarte, foarte, foarte periculos. Așa că din minusuri totuși putem să atenționăm unele. Izolarea fonică, adică gălăgia de la roți. Pe lângă asta
suspensia un pic cam întărită. Pe lângă asta, volanul destul de moale, dar la versiunea restyling este mai înțepat, după cum am spus. Și ce minusuri mai are? Gata, nu mai are. Practic poți mergi să frânezi doar cu patinele astea. Și în timpul ăsta acumulezi înapoi energie. Dacă aș fi să mai merg încă o zi cu dânsa, eu cred că pot scot din trânsa cei 1,8 sau 2 litri care ne-i promit nouă băieții de la Mitsubishi. Economia ca economie, dar vouă totuși vă interesează cum se comporte dacă poți cu dânsa să ieși la o depășire. Ieși și apropo destul de încrezut. Noi nici nu am simțit, noi avem deja 11 km la oră. Și nu, noi nu suntem în oraș, suntem în afară orașului. Așa că dacă este să concluzionăm pentru cine este acest automobil, într-adevăr este un prim pas foarte bun pentru procurarea unei Tesla, adică mai întâi îți cumperi așa un automobil, pentru că la noi infrastructura, după cum am spus, încă nu este gata de o Tesla, dar cu asta nu o să rămâi niciodată în drum, chiar dacă se termină bateriile, mergi pe benzină și totul e ok. Vă mulțumesc foarte frumos că ați urmărit acest test drive neadecvat, lăsați în comentarii părerile voastre, distribuiți-l ca să-l vadă toți prietenii voștri și prietenii lor, pentru că astfel ne ajutați foarte mult. De asemenea, dacă vreți să purtați așa un maio ca a meu, intrați pe market.mafia33.com și asta de asemenea o să ne ajute pe noi foarte mult. Pa, ca! Pantă ăsta e la vale, rampă, nu întreb, da? Ideal, mec, suntem la țară, dar vai încoate. Pentru blocajul punții din... Pentru blocajul punții, ple. Pentru blocajul punții din față. Pentru blocajul punților. Așa că după cum v-am spus, na, eu încă nu le-am spus de chestia asta. Încă o dată de la început. Colea, vse o hunea, davai zanul.